Sărbătorile pascale înseamnă bucurie, înțelegere, bunătate și iubire față de aproapele tău. Datorită acestor sentimente, ne dorim să fim mai buni și chiar să ajutăm persoanele care nu sunt la fel de norocoase. Iar un exemplu în acest sens l-au dat polițiștii din cadrul secției rurale 6 Pașcani și de la Ruginoasa. Ei au pus mână de la mână și s-au asigurat că familiile nevoiașe să aibă o mică bucurie de Paște. Pungile cu alimente au fost pline, de la pâine, orez, ulei și până la dulciuri pentru copii, iar jucăriile și hainele nu au lipsit din nenumăratele cadouri. Au adus bucurie, zâmbet și speranță unor familii cu ocazia apropierii Sfintelor Sărbători Pascale. Astfel, polițiștii, într-o acțiune umanitară, au achiziționat alimente, dulciuri și jucării pentru a aduce un strop de fericire acestor familii în această perioadă. Astfel de acțiuni au, în primul rând, scopul de a oferi un sprijin moral celor aflați în nevoie, dar nu în ultimul rând și pentru a transmite bucurie în sufletele lor. Polițiștii ne învață că dorința de a ajuta persoanele din medii defavorizate ar trebui să fie întâlnită tot anul, nu numai în apropierea sărbătorilor, iar empatia și grija sunt principalele calități care ne fac să fim cu adevărat oameni.